slăviți fie Domnul. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și în așa de dragoste, sunt doar amă sunătoare sau un chimbal zânăritor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muți și emoții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie avas și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelungătoare. Dragostea este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necredincios. Nu caută folosul său. Nu se mânie. Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuirile, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este de săvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chipul tunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Iisus a spus: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Să nu iubim cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul.